Hai noroc, îmi spune Stas. Revenim la timpurile de altădată, când aveam lumină pe ore și nopțile le petreceam pe întuneric, de parcă asta a fost chiar ieri, dacă nu zăream în oglindă că nițel am însurit. Păi au trecut de atunci circa 25-30 de ani. Havuzurile nu vor mai funcționa în regim obișnuit. Panourile publicitare, lumina stradală, de becușoare, de tot felul, deconectăm tot ce se poate ca să facem economie la maxim. Astea sunt doar câteva din cele adoptate de Comisia Situației Excepționale. Ucraina, după mai multe atacuri cu rachete, practic singura a rămas fără curent electric și chiar sistemul de canalizare a fost scos din funcțiune. De la ei, energie de grabă nu vedem. Mi-e straniu să văd cum se bucură și bravează o parte din oamenii pe marginea acestor evenimente. Значит, 3 дня всем выйти мирным из Харькова, из Николаева, из Одессы. 3 дня. Если это не будет сделано, сносим квартал за квартал. Украинскую энергетическую инфраструктуру сегодня снова атаковали наши крылатые ракеты и дроны. Те бомбардировки Украины, которые мы наблюдали неделю назад, с моей точки зрения, это лучшее, что было с нами не просто за прошедшую неделю, а за последние 7 месяцев. Но мне хотелось бы, чтобы сегодня ночью мы вообще расхреначили всю инфраструктуру Украины. Либо перетопить, как крыс, либо просто довести до такого состояния, когда сопротивление... Вот эти... Отсутствие электроэнергии – это отсутствие воды. Отсутствие холодильников элементарно, отсутствие канализации. И город Киев через неделю после отсутствия электричества заплывет в дерьме, извиняюсь за выражение, с явной угрозой эпидемии. Ce să vă zic? Și-au expus părerea. Noi am auzit-o și pe baza lor ne vom face anumite concluzii. Ce vedem noi azi? Mergem cu pași grăbiți în anii 90. Șo! Apec! Partidul PAS, când s-a lansat în campanie electorală, au promis că cu ei vor veni și vremurile bune. Sloganul enunțat a prins rădăcini în mințile oamenilor și a înflorit pasa zestea la guvernare, majoritate parlamentară, președinte, guvern, dețin toate cele trei puteri. Deci nimeni nu-i mai încurcă. În loc de vremuri bune, în mai puțin de un an de guvernare, lucrurile drastic s-au schimbat și azi avem vremuri mai rele de cum era până la guvernarea PAS. Este vina lor? Nu pot zice așa, dar au ei minusuri și oameni incompetenți fac și gafe, dar nu mai rău ca la alte guvernări. Așa, unde mai bine, unde mai rău. Pur și simplu, lor nu le-a mers cu perioada în care au venit să guverneze. Imediat după pandemie, întreprinderile care au avut mari pierderi și-au lansat activitatea de producere, mărind cantitatea plus majorând și prețurile. Pierderile trebuie acoperite, este un factor important al capitalismului. Evident că și resursele energetice au devenit supra-solicitate. De la asta a crescut substanțial și prețurile lor. Iar pe lângă toate a mai survenit și conflictul militar din Ucraina, care a amplificat problema existentă la culme. Bine, ce facem mai departe cu energia electrică? Pare că treaba se va rezolva, nu în totalitate, dar parțial. Frații de peste Prut ne acordă o mână de ajutor, chiar dacă și ei importă o parte din energia pe care o utilizează. În condiția când tu fugărești compania românească de la construcție și România ia decizii unilateral, imediat, în 24 de ore, când îi livrează gaz, îi livrează energie electrică, la un preț subvenționat, dumneavoastră știți că guvernul României, pentru prețul subvenționat la resursele energetice, deja trebuie să aloce peste 10 miliarde de euro. Și ei ne-au băgat pe noi, nimeni n-a calculat, n-am auzit un oficial să ia să spună mulțumim guvernul României pentru faptul că ei ne-au dat prețul subvenționat, de fapt este un grant ascuns în sumă de estimativ 50 milioane de euro. Deci asta sunt banii care guvernul României îl va achita, guvernul României va achita. Noi achităm respectiv pentru energia electrică. Nu, noi achităm prețul subvenționat. Deci România în prezent, ca să fie clar la telespectatori, România în prezent este importator net de energie electrică. România produce mai puțin decât consumă. România tot importă. Și România importă energie electrică la 150, la 160, la 180 de euro, importă și la 250 de euro. Iar nouă ne dă preț subvenționat, exact mecanismul pentru populație. Noi am mai fost prin așa momente în trecut.
război din Transnistria, deconectările energiei electrice, primeam salarii mici și odată la 4 luni. Dar treptat am ieșit din perioada dată, vom ieși și din asta, fiți siguri. Nu sunt împotriva protestelor, dar sunt împotriva celor care azi le organizează și prin ce metode. Nu vă lăsați manipulați și duși de nas ca niște copii mici. Destabilizarea pe care ei o planifică nu va aduce nimic bun. Să nu fie mai rău, da, avem probleme în energetică și la prețul, dar avem pace în țară, care pe un fir atârnă și trebuie să fim prudenți, iar preluarea guvernării de partidele oligarhice promoscovite poate rupe acest fir subțire. Nu căutați mâța neagră într-o cameră întunecoasă, mai ales dacă ea acolo nu este. Hai noroc, sănătate, pace și la revedere! You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.